Începând de astăzi, 12 iunie, de la ora 20 până marți, 13 iunie, ora 8, județul Mehedin se va afla sub incidența codului roșu, ce vizează averse torențiale și abundente, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 70-80 de litri pe metru pătrat. Pentru perioada 12-14 iunie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis 3 avertizări hidrologice cod galben, portocaliu și roșu, ce vizează scurgeri importante pe versant, storen și pârâie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de apărare pe râurile din bazinele hidrografice Dunăre, afluenții mici, Deznățui și Motru. Pentru gestionarea optimă a posibilelor situații de urgență generate de fenomenele hidrometeorologice prognozate, la ordinul prefectului județului, s-a activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției cu reprezentanții ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Mehedinți, ISU Mehedinți, IJJ Mehedinți, IPJ Mehedinți și STPF Mehedinți. Totodată au fost transmise înștiințări tuturor comitetelor locale, fiind dispuse măsuri privind instituirea serviciului de permanență la sediile primăriilor, avertizarea populației potrivit situației prognozate, executarea de patrulări în zonele inundabile și cu risc pentru persoanele cu dizabilități, bătrâni și alte persoane asistate social, precum și organizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență în vederea asigurării intervenției oportune în cazul producerii unor situații de urgență cu mijloacele tehnice și echipamentele din dotare pentru limitarea efectelor. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate de codul portocaliu până la această oră, în dispeceratul ISU Mehedinți au fost înregistrate 16 apeluri. Pompierii mehedințeni au intervenit în localitatea Plopi pentru evacuarea apei din două gospodării. De asemenea, un echipaj din cadrul stației Strehaia a intervenit pentru evacuarea apei din 8 gospodării în localitatea Podugros, comuna Băcleș. Un echipaj din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a acționat pe calea Târgu Jiului pentru evacuarea apei dintr-o curte. De asemenea, pompierii militari au intervenit și în satul Comanda pentru evacuarea apei din mai multe gospodării.